Și dacă
Mulțumesc mult! Dacă sunt negativul în sus, vă rog frumos. Domnule Ascens, negativul în sus, aș dori acum să vă prezint o melodie de acum pentru doar câțiva dintre dumneavoastră necunoscută. Pentru că noi am avut un spectacol la Palat, în cea mai mare furtună cu zăpadă și a fost destul de plină sala Palatului, așa că dintre cei care au iubit spectacolul de atunci și au venit și acum, vor recunoaște piesa pe ce urmează. Ea, pentru ceilalți, este o melodie în prima audiție absolută a unei compozitoare pe care eu o iubesc foarte mult. Ea a dat mai multe piese spre audiția dumneavoastră, iar eu am lansat Timpul, te rog, nu plângi, ziua mea, eu zic de luni și acum celor care am în viața mea.
Thank you.
Și acum să vedem cum dansează. Da. Și acum, oh, de mine și de mine. Altă viață. Și acum să, pardon, să vedem cum dansează toți copiii metal, da? Toată lumea dă din cap, da? Și dumneavoastră la fel. Și spunem, nu vreau și nu pot să ard ca un foc cu mâna spre cer într-un colț stinger. Ia să vedem cine nu vrea. Cine vrea, cine nu vrea, dansăm până un alt, asta e important. În 1993 ca și în 1994, la fel de mult, câinii vagabonzi, da? Îi iubim și... Hai, I'm
mult, dragi copii! Mulțumesc, mulțumesc mult! Am fost microfonul la loc! Îi mulțumim încă o dată lui Mihai Constantinescu pentru spectacolele pe care ni le-a oferit în fiecare zi, aproape în fiecare zi aici. Și acum am să-i rog pe copilașii ăștia de pe scenă să se ducă înapoi la mămicile și la ceva că am dat. Uite, eu îți dau un copil, tu ce îmi dai? Nu ai nervozitate, de ce faci? Ai rămas aici așa cu mine? Un manager, un invitat, absolut surpriză, absolut de onoare, invitatul de onoare! Am văzut foarte mulți copii, dar am văzut și foarte mulți necopii. La mulți ani și unora și celorlalți. Vreau să văd dacă veți cânta și cu mine. Nu băgați mâna în boc, că nu știu să vă cânt. Să începem. Te rog frumos, Moș Crăciun, ajută-mă să le spunem dumnealor ce dar le-am adus. Ce dar le-am adus? Ce fel de, știți ce fel de anotimp e iarna? Știți ce fel de anotimp e iarna? Cum, cum, cum? No, e o anotimpă. E o anotimpă. Am venit cu această melodie la dumneavoastră, pe care am înregistrat-o și vă prezint și dumneavoastră cu un grup liric de la Clubul de Copii al Sectorului 2, condus de doamna Cristina Dimitriou.
Hai să aplaudăm, hai să aplaudăm pe copilași. Hai, hai, hai! Hai să încurajăm, să aplaudăm, hai, vă rog, din suflet, hai! Așa, ia uite, minunat, sunt drăgălașilor, veniți aici! Așa, copilași! Mulțumesc, copii! V-a plăcut anotimpa? Ia vă amintiți? Iarna e o anotimpă care singură se plimbă de la un copac la altul, văruindu-le în altul. Încă o dată, iarna în sala basmelor, toată lumea știe tot. Hai să vedem când... Ce taină grea ascunde, unde nimeni
Sibila, vă rog! Vă rog din suflet, așa, mulțumim mult de mulțumesc tot! Mulțumesc și la mulți ani! Așa, așa, așa! Dragii mei, încheiem acest ultim spectacol. Știu, e adevărat, este foarte trist, e adevărat. Sper că v-ați bucurat până acum alături de noi. Așa că îi mulțumesc încă o dată Angelei Similea, pentru că să invităm pe toți artiștii de astăzi, ia să-i vedem, să-i invităm pe scenă. Vreau să, înainte de a încheia acest spectacol, să mulțumim tuturor sponsorilor, tuturor organizatorilor, tuturor celor care s-au ocupat de aceste seri extraordinare și care au făcut posibil ca ele să vă bucure și să vă facă plăcere. Mulțumim, iată, tuturor artiștilor și le dorim tuturor acelora care au participat la spectacolul. Thank you.